Organizator al evenimentului este centrul proiectul Viziunea Nevăzătorului, organizație care îngrijește gratuit copii cu dizabilități multiple. Târgul se va desfășura sâmbătă 11 octombrie între orele 10-18 în zona de lângă Biblioteca Batia Nehum din Alba Iulia. Prețurile vor fi modice, începând de la 1 leu, iar oferta variată. Organizatorii au văzut pentru prima dată un eveniment similar în Statele Unite ale Americii și sunt convinși că poate fi un succes și pentru Alba Iulia. Primul de acest gen, al căsuței cu zâmbete, proiectul este unul ambițios pentru investiția pe care o presupune 10.000 de euro, dar și din cauza notorietății scăzute a ONG-ului. Încăperea îi va ajuta pe copiii din acest centru să-și dezvolte abilitățile necesare unei vieți normale. Iată cum vă puteți implica în acest proiect. Donați obiecte, haine sau orice credeți că ar fi atractiv pentru posibilii cumpărători. Veniți în 11 octombrie 2014, între orele 10 și 18 în Alba Iulia, strada Păcii, numărul 13, la Gallery Sale. Ajutați la promovarea evenimentului!